Câinii fără stăpân reprezintă o problemă serioasă pentru giurgiuveni, iar doctorul Cătălin Funieru, medic veterinar și candidat al PNL Giurgiu pentru Consiliul Local, a prezentat măsurile pe care le propun liberalii. Este vorba în primul rând de implicarea administrației municipale pentru susținerea cheltuielilor de sterilizare și microcipare a câinilor. Pentru limitarea creșterii necontrolate a numărului de animale abandonate, pentru că ele reprezintă, sau să zic, sursa principală a abandonului canin, o reprezintă câinii de rasă comună din curțile oamenilor. Vreau să precizez că sterilizarea câinilor de rasă comună cu proprietari este obligatorie, la fel și microciparea. Și de aceea ne-am gândit să venim în sprijinul populației și Consiliul Local să emită această hotărâre. Eventual, cabinetele veterinare din acest oraș poate vor veni și ele în sprijinul acestei hotărâri și eventual ONG-urile care ne vor ajuta. O altă propunere se referă și la atragerea unor fonduri din donații care să fie utilizate în sistemul de gestionare a câinilor fără stăpân. Aceasta pe lângă extinderea adăpostului public existent. Să adunăm toată populația canină și de pe străzi, în primul rând stringente să extindem capacitatea adăpostului public Giurgiu și, pe de-o parte, să încurajăm adopția de la distanță. Da? Adopția de la distanță presupune adoptarea sau știm că în orașul nostru, pe lângă blocuri, sunt diferiți iubitori de animale care îi îngrijesc, dar ei, pentru cealaltă populație, reprezintă un disconfort. Vom iniția sau vom deschide un cont bancar în care persoane juridice și fizice vor putea dona cât își pot permite, iar tot ce se va gestiona transparent, da? Cu raportul lunar cât s-a donat și ceea ce s-a făcut cu banii respectivi, cu facturi, cu tot ceea ce depinde juridic și legal din acest punct de vedere. În paralel cu aceste măsuri, propunerea liberalilor vizează și realizarea unui recensământ al câinilor din gospodării. Potrivit estimărilor doctorului Funieru, la ora actuală există pe străzile din Giurgiu circa 3.000 de câini fără stăpân.